Fructele moldovenești au șanse tot mai mari să ajungă pe rafturile magazinelor din Federația Rusă. Asta deoarece cantitatea de struguri importate din Turcia în această țară s-a redus simțitor. Presa rusă scrie că aceasta se întâmplă din cauza embargoului impus producătorilor turci, după ce luna trecută un avion militar rus care a survolat spațiul aerian turc a fost doborât. Restricțiile impuse de Moscova la importul de fructe și legume turcești vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016.